Această rubrică vă este oferită de Sanador. Cea mai folosită metodă imagistică de evaluare a inimii, foarte eficientă și non-invazivă, este ecografia cardiacă. Vorbim despre beneficiile acestei proceduri și despre cum îi poate ajuta pe pacienții care au trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2 cu doamna dr. Cristina Căldăraru, medic primar cardiologie cu competențe în ecocardiografie. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Ce este ecografia cardiacă pentru început? Ecografia cardiacă este, cum a spus și dumneavoastră, metoda imagistică cel mai des utilizată pentru evaluarea cordului. Uneori, cu ajutorul acesteia, putem pune diagnosticul chiar cu mult înainte de apariția simptomelor, iar prin precocitatea diagnosticului, practic putem spune că salvează vieți. Ea are ca și principiu, folosește la bază ultrasunetul care nu este iradiant. Prin urmare, se poate face în siguranță atât la femeia gravidă cât și la copil. De asemenea, mai are și multiple alte avantaje. Este reproductibilă, adică se poate face ori de câte ori este nevoie. Este folosită pe scară largă. Se poate efectua foarte ușor la patul bolnavului și ne dă foarte multe informații. Ea se realizează cu ajutorul unui transductor care emite și captează ultrasunete, acestea creând după aceea, recompunând imaginile, astfel încât noi putem să vizualizăm inima în timp real. Cu ajutorul ecocardiografiei urmărim funcția și structura inimii, dimensiunile cavităților, grosimea pereților, funcția și aspectul valvelor, aspectul pericardului, foița care înconjoară inima, vasele mari care pornesc și pleacă de la inimă. Pentru evaluarea funcției inimii, care reprezintă practic contractilitatea acestea, aceasta se evaluează atât transtoracic, deci transtoracic, dar și uneori este nevoie de niște provocări, provocare cu ajutorul stresului, care poate fi fie fizic, punem pacientul să pedaleze pe un ciclon ergometru, fie medicamentos, prin administrarea de substanțe care tahicardizează inima. Scopul ecocardiografiei este nu numai unul diagnostic, ci și pentru evaluarea oportunității unor tratamente invazive. Bun, este indicată această evaluare și în cazul pacienților care au avut infecția cu SARS-CoV-2 și dacă da, de ce anume? De ce ar trebui să înțeleagă pacienții că trebuie să se prezintă la un control? Încă nu s-a conturat o categorie clară de pacienți care trebuie să evaluați cardiologic, dar pacienții care au necesitat spitalizare, cei cu afectare medie sau severă, s-a observat că au în mare parte afectare cardiacă, atât prin acțiunea directă a virusului, prin afectarea mușchiului inimic, cât și prin creșterea coagulabilității sângelui. Această coagulabilitate favorizând apariția infarctului, dar și formarea de cheaguri la nivelul plămânului, care au impact hemodinamic asupra cordului. Prin urmare, practic toți pacienții care necesită internare ar cam trebui evaluați cardiologic după infecția SARS-CoV-2. La pacienții cu forme ușoare, cei care la care persistă fatigabilitatea, dificultatea la respirație, apar dureri toracice, și aceștia ar trebui evaluați cel puțin cu o electrocardiogramă și o ecocardiografie. Doamna doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.